Îți mulțumesc că ai oprit. Astăzi nu prea mai oprește lumea. Păi nici nu prea mai e voie. Să mă prezint. Cristescu mă cheamă. Auzi? Am fost și eu șofer, ca tine, 37 de ani. Da, dar nu vreau să mă laud, dar să știi că am fost un șofer al laimii de bun. Păi cum? Niciun accident de 37 de ani? Nici o zgârietură? Păi ce te joci? Aaaa! Acum, nu mai sunt bun pentru nimic. Marius. Poftim? Marius, pe mine mă cheamă Marius. A, da, îmi pare bine. Vezi ce trebuie, Marius? Merge. Încărcăm, descărcăm. Pe drum mai tot timpul. Da, e frumos, da. E frumos, pe cum? Vezi țara, vezi lumea, ce mă? Acum că nici granițe nu mai e? E, la exterior e altceva, da. Mai ieșim și pe acolo. Se plătește bine. Mie spui, păi aș fi dat toate cursele de țară pentru alea de la exterior. Dacă nu era nevastă mea săracă, Dumnezeu să o ierte, numai pe afară aș fi stat. Acum, mai te cheamă cineva? Atunci, acum vreo 15 ani, 20 ani, avea nevoie, domne, lumea de șoferi, mai ales de ăștia cu experiență ca mine, pe cum niciun accident, nicio zgârietură. Acum, cine te mai cheamă? Păi ce, pleca oricine afară? Te căuta aia la graniță și în curi. Dar tot mai spădeam noi câte ceva. Erau și mașinile mari. Tu ai doar beu? Beu și eu. Dar o să fac și pentru te. Pentru persoane? Nu o să merit. Le-am avut. Le-am avut pe toate. Acum... Auzi? Pe când... Călăream eu pe 20 de tone. Să vezi cum fugeau mașinile din fața mea. Uite așa mă dura șoseaua, să știi. Că eu făceam curse în țară și când mă întorceam acasă la Constanța, tot pe drumul ăsta mă întorceam, dar era drumul ăsta, vai steaua lui. Nici acum nu-i mai bun. Bine că și ăsta măcar. Păi da. Uite, cam pe acolo un coleg de-al meu s-a dat peste cap. Uite așa, s-a răsturnat. Praf s-a făcut. Pe mine m-a ferit Dumnezeu de așa ceva. Și la București? Cu treabă. Ia de sunătoare. Nu, mersi. Nu vrei? Ia mă că e bun. Nu vreau. Am condus, domnule. Am umblat toată viața. Cluj, Timișoara, Arad, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Iași, peste tot am umblat. Acum îmi pare rău că n-am avut copii. După ce s-a prăpădit și nevastă mea, acum m-au și scos ăștia la pensie, dar n-am avut ales. Păi și vechimea? Vechime? Vechimea mea? Acum aș cu piciorul ăsta care mă doare. Când mă doare, când mă lasă. Uite, o să mă mai țină ăștia la experiența mea. Niciun accident, niciun zgârietură. 50 ani, dacă mă mai țineau, aș fi condus cu ochii închiși. Păi
ce să fac eu, domne, fără carnet de conducere, dacă o viață întreagă am fost șofer. Acum nu mai mi l-a dat nici pentru tramvai și asta în gura măsii. Merge pe șină. Păi ce să fac, să stau acasă, să mănânc ochii pe pereți? La televizor. Dar să mă cer cu televizorul care a stat. Un veci. E, lasă că te mai odihnești și mă ta. De cât să te odihnești tu? Că doar 4-5 ore pe noapte. Ce crezi, acum sunt altfel decât înainte? A, te mai văzut să și pe acolo, dar tot ăla ești. Ia să te întreb ceva. Ia spune. Știi cine nu moare niciodată bătrân? Ia zi, știi. Nu știu, ăla care are sufletul mereu tânăr? Aiură, nu, domnule. Ăla care moare înainte de 25 de ani, asta e. Hai că ajunge în curând. Da. Mi-a plăcut să umblu, domnule, ce mai. Eu, când eram și la țară, când eram mic, fugeam cu căluța pe câmp. Când să stai între patru pereți ca între patru scânduri. Nu, no. Eu când o fi să mor, pe patru roți vreau să mor. Când e pământul ăsta așa de mare și frumos, știi cum să nu umbli? Acum, tu mă înțelegi că de-aia ne-ai făcut șofer, nu? E o meserie. Ha, o meserie frumoasă, de extraordinar. Auzi, fii atent. Pe mine, mă lași acolo la intrare, la sens, unde scrie București. E înapoi, te las pe mata la tramvai, eu ies înapoi pe variantă, cum să te las în drum? Nu, nu, la sens e bine, pe nu vreau să te încurc. Te înjură ăștia dacă oprești chiar la sens. Poți să te bagi un pic mai în față. În stație la 27 e bine? Nu, domnule, te complici. Pe mine mă lași la sens. Bă, tu te duci pe variante. Lasă că mă descurc. Păi și cum vrei să te las mâine în drum? Ai, vezi că n-ai pe nimeni în spate. Vezi că nu mai ai mult după pod. N-auzi, domnule, că te las la tramvai? Oprești, nu oprești, eu cobor. Ei, domnule, faci glume de astea? Ce faci, băi, nebunit? Mai de ce nu semnalizezi? Păi vrei să ne dăm peste cap, ce? Păi de-aia ți-am zis să oprești, oprești, nu? De-aia drăcea, drăcea. Madra. Dă-te mă în gâtul mării, jos, că-ți rup capul. Dă-te jos, nu înțelegi? Eu vreau să te ajut și ce, mama dracu. Ce? Eu ți-am zis să mă lași aici? Mă lași aici, nu mă duci unde vrei tu. Uite, mă, dracu.